Salutare, bine ai revenit pe canalul de YouTube YAMP. Eu sunt Diana, sunt nutriționist YAMP și îți voi da câteva sfaturi pentru a rămâne în formă de sărbători. Am în total 8 sfaturi pentru tine, însă nu uita ca înainte să asculti sfaturile, să ne dai un like dacă ți-a plăcut clipul video și bineînțeles să te abonezi. Primul sfat este să structurezi mesele. Știu că începem să mâncăm mai haotic de sărbători, însă este foarte important să ai fiecare masă structurată și să nu ciugulești între mese. Sfatul numărul 2. Nu găti prea multe feluri de mâncare. Cu cât vei găti mai puțin, cu atât vei mânca mai puțin, așa că gătește doar cât îți trebuie. Nu uita că vor veni și prieteni sau vecini să-ți aducă diferite dulciuri. Sfatul numărul 3. Alege variante sănătoase. Câștigi tu, câștigă silueta ta, câștigă sănătatea ta. Nu uita că internetul este plin de variante sănătoase, de asemenea poți să ne cauți pe @YAMP, Instagramul nostru, și Diana's Delights, Instagramul meu, pentru a găsi variante cu foarte puțin zahăr sau chiar deloc. Sfatul numărul 4. Nu ciuguli tot timpul. Știu că este legat de punctul 1, dar simt nevoia să accentuez acest lucru. Dacă simți nevoia să mănânci ceva, pune-l într-o farfurie și așteaptă până la gustare sau la masă și vei vedea că nu vei mai simți nevoia să mănânci acel lucru când vine timpul de gustare sau de masă. Sfatul numărul 5. Nu mânca mai multe feluri de mâncare la o masă. Masă plus desert? Nu mai bine ai lăsat desertul pentru o gustare? Încearcă să îți programezi lucrurile astfel încât să nu amesteci felurile de mâncare și să mănânci 3 sau mai multe feluri de mâncare, cum facem noi de obicei. 6. Ce părere ai despre pâine la Crăciun? Sunt atât de multe feluri de mâncare delicioase pe masa de Crăciun, încât tu vrei în continuare să mănânci pâine? Ajungem la ultimele două sfaturi, foarte importante, de fapt toate sunt foarte importante. Sfatul numărul 7. Sucul. Ce părere ai despre suc? Mulți dintre noi îl bem ca pe apă și reprezintă calorii goale. Încearcă să conștientizezi momentul în care bei suc și alege apa în locul lui ca să mănânci ceva dulce în plus. Ultimul sfat de astăzi este reprezentat de dulciuri. Este un sfat pe care tot timpul îl dau clienților mei. Dacă vrei să mănânci ceva dulce, o felie de tort, o felie de cozonac poate, încearcă să lași pentru micul dejun lângă cafea. Cât de bun este un dulce lângă cafea. Încearcă să nu-l mănânci seara, ci în prima parte a zilei, pentru că atunci digestia este mult mai bună. Oare am uitat ceva? Ah! Dacă vrei să bei de sărbători, încearcă să elimini mâncarea și să bei cât mai mult. Atât a fost pentru astăzi. Nu uita să ne scrii în comentarii care este mâncarea ta preferată de Crăciun și dacă o vei omite anul acesta sau nu. Eu zic că nu. Nu uita să ne dai un like dacă ți-a plăcut ceea ce facem aici, un dislike dacă nu-ți place ceea ce facem aici și ne revedem data viitoare aici pe YAMP.